articolul 134 alineatul 1 litera A, articolul 196 alineatul 1 litera B, din ordonanța de urgență 57 pe 2019 administrativ, și are dispoziție primarului numărul 61 din 16 a 2022, a fost convocat pentru ședința ordinară de astăzi. Deci, 11 consilieri vocali, sunt prezent 10, domnul statuat, în prezent 46. Da. A fost supus spre aprobare procesul verbal și chiar și anterioare. Cine este pentru? Împotriva, abținere, procesul verbal a fost adoptat. Acum, cu conformitate cu articolul 123 alineatul 1 din codul administrativ, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Da. Domnul Cosmo, o să-ți fac parte de. Adică să fii președinte pentru următoarele 3 luni. Mai sunt date propuneri? Uh-huh. Da. Deci, domnul Moise Cosmin, deci a fost ales președinte pentru următoarele 3 luni. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Ardeal, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale pentru anul 2022, are secretarul general al UATE Arteoani, județul Bacău, judecător Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care realizează Comisia 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ardeal pentru ședința adunării generale a acționarilor al SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 27.02.2023, inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care avizează cele 3 comisii. Proiectul de hotărâre cu privire la planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orilor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2023, precum și punerea în executare a sentințelor civile, penale, cu obligația de muncă nerenumerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate sau condamnate. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care vizează, Comisia 2. Proiect de hotărâre cu privire analiza stadiului de înscriere a datelor registrului agricol pe semestrul 2 al anului 2022. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează, Comisia 1. 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL din 72 din 18.11.2022, inițiator primar Victor de Acornu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care avizează cele 3 comisii. La diverse. Dacă și alte proiecte de hotărâre introduse pe ordinea de zi, nu, supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Intră în ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Ardeal, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale pentru anul 2022, ale Secretarului General UAT Ardeal, județul Bacău. Aviz Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta raportul de specialitate. Da, v-am prezentat. Atunci, mulțumim. Vă pune. Cui de acolo? Da, propun ca domnul Pădărarul Remus și doamna Anica Gabriela. Mai sunt și alte factoare? Da. Părinte. Propun doamna Tănânsoai și doamna consiliară Anica Gabriela. Deci, fiind două partide, nu știu mă de faptul, fiind două partide politice, să fim consiliari. La ședință propune pe domnul Pădurarul Remus și Anica Gabriela. Acum votați, că sunt două propuneri identice, votați pentru domnul Pădurarul. Mai sunt și alte propuneri? Stai, poate mai vreau cineva să mă propun. Nu? Ha. Deci, de ce? Bun, ați notat? Bun. Domnul Atansoare. Nu. Domnul Atansoare.
Și doamna Anica. Da, și Anica. Sigur, nu numai cu bine. Da, da, că... Bun, ce scrieți este că ați răcesc cu procesul de parcum. Și a mi s-ar părea normal, fiind două partide politice, fiind doi consilieri, unul, o patru, nu cealaltă. Și cred că ar fi editat, dar nu... Îți propune, sigur. Bun, să punem la vot... Care este pentru doamna Călătoare? Pentru că domnul deci automat, două propuneri de... Da, se pune la vot pentru propunerea lui domnul Gabi. Cine e de acord? Cine este pentru? Așa. Și pentru... Domnul Călătoare. Pentru da, nu mai că deci rămâne doamna Trăzoaie, pe cazul ăsta. Nu, rămâne propunerea domnului Popa cu doamna Trăzoaie și doamna Gabi. Da, așa. Da, așa. Da, așa. Da, așa. Bun, să trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Ardeoane pentru ședința adunării generale a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 27.02.2023. Avizie. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diacon Nicolae. Aviz favorabil. Nu mai dau cuvântul domnului viceprimar. S-a discutat. Dacă dorești cineva să ia cuvântul. Da. Supun la vot proiecte de hotărâri în formă prezentate de executiv. Cine este pentru? Împotrivă dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre cu privire la planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2023, precum și punerea în executare a sentințelor civile sau penale cu obligația de muncă nerenumerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate sau condamnate. Aviz Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Nu mai discutăm, da. S-a discutat în ședință. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Deci, au rămas ca anul trecut, da. Aceleași ori, aceleași, nu? Da, da. Deci nu s-o să mă ridica nimic. Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentării de executiv. Cine este pentru? Împotrivă dacă sunt abțineri. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre cu privire la analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe semestrul 2 al anului 2022. Comisia 1, aviz favorabil. Domnul Crețu Ciprian a prezentat raportul de specialitate împreună cu doamna Chira Simescu. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Este pentru împotrivă de atentate. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL din 72, din 18.11.2022. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Comisia 3, domnul Diagon Nicolae. Doamna Ghira Simescu a prezentat. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă dacă sunt abțineri. La diverse, dacă vrea să scrie cineva la cuvânt. Eu. Haideți să vă prezint adresa numărul 1188 din 22.02.2023, în care Consiliul Local trebuie să ia act din demisia domnului consilier Mustafa Bogdan. Demisia? Da, demisia. Din... Da. Voi ieși? Poți să vă ce să vă zic, că îmi pare bine că am făcut parte din acest colectiv. Toți consilierii sunt niște oameni extraordinari. Fiecare și-a adus aportul cum a putut. Da, motivele nu pot să le expun pentru că sunt strict personale și are rost să le fac publice sau nu știu. Da, îmi pare rău, dar
fiecare, la un moment dat, alege altul. Succes. Da, cam succes. Mulțumesc. Da. 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 Și dacă vă bani și ceva vreodată, vă rog să mă iertați. Depuizate toate problemele la ordine de zi, de care închise lucrările de ședințe.